Aflată la a patra ediție, Luna Brâncuș aduce pe simezele opere unor sculptori români de veche și de nouă generație. La galeriile de artă ale Academiei Române s-a vernisat prima expoziție dedicată memoriei celui care a fost Constantin Brâncuș. Brâncuș, sculptorul care a schimbat limbajul și viziunea plastică în sculptura contemporană, este una dintre marile personalități române recunoscute în plan mondial. Și de câțiva ani, Uniunea Artiștilor Plastici din România, pe tot parcursul lunii februarie, îi cinstește memoria și îi duce mai departe opera prin expoziții de sculptură. Suntem într-un moment semnificativ pentru cultura românească, pentru că în proximitatea Zilei Naționale a Culturii mai avem o zi importantă, la fel de importantă pentru cultura națională și pentru cultura universală, este ziua lui Brâncuș. Și atunci Uniunea Artiștilor Plastici din România în ultimii ani a încercat să construiască evenimente în jurul personalității lui Brâncuș, pentru că este un moment semnificativ pentru arta lumii și noi trebuie să ne-l asumăm la cele mai înalte cote. Sculptura românească contemporană are un potențial de exprimare foarte, foarte bun. De altfel cum artele vizuale în România stau foarte bine. Ele sunt într-un context internațional favorabil, avem artiști prezenți pe toate simezele lumii, în marile muzee ale lumii, ceea ce ne face mândri și competitivi. În elegantele săli ale galeriilor de artă ale Academiei Române, operele artiștilor consacrați stau alături de cele ale tinerei generații de sculptori. Fie lemn, fie bronz sau desene în acuarelă, fiecare operă conține un mesaj, o emoție sau o idee ce îndeamnă la meditație ori introspecție. Este foarte interesantă și raportarea directă la Brâncuș. O aflăm în lucrările atent polisate, în formele acestea plenare, care afișează nu numai o relație cu materialul de o extraordinară puritate, dar și o relație extraordinară cu subiectul. Cu subiectul, că este pasăre, că este geneză, că este cuplu și este abordat în lemn, așa cum o face Dumitru Radu, poate cel care se raportează cel mai direct și în același timp liber la Brâncuș de aici, din expoziție. Este o reverență pe care, pe de o parte, breasla sculptorilor, pe de altă parte membrii secției de la București de sculptură a Uniunii Artiștilor Plastici o face marelui înaintaș și pe de altă parte este un portret al sculpturii românești contemporane astăzi, cu deschiderile ei către actualitate, către viitor. Un remarcabil artist al generației post-brâncușiene, Vlad Ciobanu, a contribuit la dezvoltarea culturii din gorjul lui Brâncuș și a pus în sculpturile sale valori tradiționale desăvârșite prin mijloace de expresie moderne. Din respect pentru seniori, pentru profesorii pe care i-am avut, noi expunem și pe cei care fizic nu mai sunt între noi, dar care sunt prezenți prin lucrări, prin opera pe care au lăsat-o în urmă și îi vom expune tot timpul. Pentru a crea puntea asta între generații și a demonstra și a arăta tinerilor că pot să aibă modele. Prima secțiune a expoziției de sculptură inaugurată și dedicată lunii Brâncuș se află la galeriile de artă ale Academiei Române din Calea Rahovei numărul 176 până la sfârșitul acestei luni.